And I can't wait till we can break apart the hit me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this and I know. Salutare oameni buni, eu sunt Tudor și bine v-am găsit la un episod din seria noastră de Survival Single Player. Jucăm pe aceeași mapă și hai să alegem abonatul săptămânii care e Gamer for Life. Cred că așa se scrie și cred că l-am scris bine. Dacă nu, o să, ăsta l-am scris bine. Ok, aveam o nedumerire și asupra numelui ăsta, însă l-am scris bine, l-am verificat. Și hai să ne înceantăm o lopată de fier, pentru că astăzi o să facem o chestie foarte șmecheră. Eficiență 4, ne băgăm pe lopată și ce ne mai dau ei. Eficiență 4 și indestructibil 3, perfect. A ce am eu de gând să fac în episodul de azi, să facem aici o plajă. Plajă pentru că arată șmecher plaja, zic eu. Adică, ce, stai, vrei să spuneți că nu arată șmecher plaja? Lăsați-mi în comentarii ce părere aveți, adică părerile voastre, pentru că comentariile pentru asta sunt făcute, nu neapărat, dar ai de cam eu aici, se vede că am acoperit eu. Într-un episod mai vechi. Hai, ne băgăm un pic la adâncime să luăm de pe aici câteva, bun. O să se gate repede lopata asta, nu contează. O să fie ok. Cel puțin așa cred eu că o să fie ok. Bun, gata. Aici o să facem noi o plajă șmecheră. Și cred că mai trebuie să mai lărgim pe aici așa. Și o să facem de două în jos. Mă gândesc să facem, să spargem tot, dar nu merită, că atunci ar fi prea nașpa. Ok, oh my god. Și pe jos o să fie pusă. Evident că o să fie pus. Ok, hai că spargem așa random și mai punem un strat de sand sub. Nici nu știu exact cât trebuie să sparg, dar o să-mi iei ceva mult și o să mi se gate lopata asta. E exact ca și cu târnăcopul de, cu care m-am dus în Nether, care mi s-a gătat în 3 secunde și jumătate. Oh my god, bă, dar sunt multe, bă, chestii aici. O să-mi iei ceva să le sparg. Nu contează, important e că am lopata asta și mă ajută extrem de mult. Bun. Oricum, sandul ăsta care o să-l punem din nou acolo și pe plajă, am acolo un chest de care am uitat să vă zic, care am fost deja minat să-i învară și de unde, ca să nu crezi că îmi dau iteme din game mode. Ok. Aoleu, am spart ciunga aici, nu-i bine. Așa era, bun. Vără și de unde am spart, bun. Stai să vrem să spargem, să ne concentrăm aici asupra faptului, bun. O să mi se gate lopata până ajung să sparg tot. Hai să strângem cât mai multe like-uri la acest episod. Ca să continuăm seria, evident. Și îmi place să văd că mi-e munca apreciată. Adică că vă place ce fac eu. Oh my god, câte chestii o să luăm noi de aici. Nu contează. O să facem, am undeva pe acolo apă și o să facem și un port. Un fel de ponton sau cum vreți să-i spuneți voi. Eu mă limitez la port, o să zic port. Pentru că așa îmi place și așa s-a obișnuit. Și o să legăm câteva bărcuțe acolo ca să nu fie chiar așa sărăcăcios. Ok, hai să spargem. Bun, hai că pe aici încă mai avem de spar. Ok. Știi ce o să fac? O să pun așa un bloc și mă apuc să sparg în jurul lui. Pentru că sparge mult mai repede. Și aparent au venit zombie. Hai să mergem să ne culcăm. Sper să nu se dă, adică nu se dă clear la că nu suntem pe server, da? O să facem și server, probabil împreună cu abonații. Frame-urile care de obicei nu mi-au dispărut de acolo, pentru că eu când mă joc un joc, adică când mă joc Minecraft, îmi las, adică când mă joc un joc, când mă joc Minecraft sau alt joc, îmi las frame-urile acolo, sau alt minigame, îmi las frame-urile acolo ca să văd cum merge cu texturi, joc cu textura Hot Dog Craft, e o textura mea preferată. Ok. What? Stai, bun. Cu asta o să jucăm de acum înainte majoritatea serilor, astea în care nu faci PvP. Cred, o să mai jucăm și cu altele, dar momentan o să jucăm chestii la care nu faci PvP, vreau să zic. Ok, nu am spart nu știu cât, dar măcar merge, uite și pe aici mai trebuie să spargem. Hai să mai punem, bă, hai că ăstea le sparg manual, că nu are rost. Plus că imediat mi se gata lopata, așa că, bun, ăsta e doar începutul, vă zic de acum, de pe acum, vă zic.
că e doar început, o să facem o grămadă de chestii. Noroc că am pași, că am casă, oricum casa asta o să fie remediată, casa aia mare de acolo o să fie remediată. Arată ca o hală de, nu știu de ce, dar arată nașpa, foarte nașpa arată acolo. Aoleu, îmi imaginez, cred că chestiile astea o să le iau o camera și le leg eu în Adobe After Effects sau cu ce o să randez. Eu randez de obicei cu Adobe Premiere 2015, cu varianta aia nouă, care randează foarte repede. Adobe Premiere și CyberLink Power Director au aceleași program de, adică, cum să spun, aceleași sistem de randare, adică amândouă randează extrem de repede. Nu cred că sunt făcute tocmai pentru gaming, pentru gamer sau așa, dar, oh my god, ce am făcut aici? Se încarcă greu ceancurile de acum înainte sau o să avem noi probleme. Bă, și mi se gata lopata, incredibil, fraților, ne mai înșantăm una noi problemă, mergem să mai facem noi ceva level. Nu-i bai. Ok, bun. Bă, frate, bă, dacă, măcar dacă mi-ar fi ajuns până la sfârșit, dar cred că mi-a ajunge. Ce? Hai că mă bat cu lopata că mi-e pe gătate. Ok, sper să nu vine la mine, că n-am chef să-l bat. Cu lopata mai ales. Care mi-e pe gătate. Ok, ăsta mai am de spart și ăsta. Cred, chiar dacă ăsta nu știu dacă trebuie sparte, nu mai îmi dau seama. Bă, du-te mă de aici. Ok, o la foc, pentru că e ziua și toată lumea știe, sau nu cred că toată lumea știe, dar ziua, monștrii au foc. Pentru că sunt unii oameni care se uită la... hai că trebuie să-l facem plat de aici în jos. Pentru că am primit o grămadă de sugestii de la prieteni care mi-au spus și chiar și de la voi. Așa că dacă vreți să fac ceva ce scrieți voi în comentarii, dați like. Pentru că mă uit, chiar mă uit în comentarii foarte mult și apreciez că comentați episoadele. Și nu apreciez atunci când înjurați în comentarii sau așa ceva. Apreciez atunci când chiar îmi spuneți o incalitate de-a mea, să zic așa. Ok, hai să punem așa, să spargem. Ok, am dat rage cu prostia asta. Și nu, habar n-ai ce sparge. A, sparge așa greu deoarece sar în aer, adică sar pe apă, de aia sparge așa greu. Cred că o să mi se gate acum lopata. Ok, hai că iau astea. Adică mai întâi pun aici. Mamă, deci cât am spart eu la sand, mi-am făcut o lopată de diamond, deci a dat cu eficiență 4, nu, eficiență 3 mi-o dat, așa, eficiență 3 ca să nu mint. Eficiență 3 mi-o dat și indestructibil, dar pe cât am spart cu aia până am gătat-o. Ok, cât am stat la chestia asta, zombiul ăla mă urmărește de un an jumate, nu contează, facem noi în ciudă și cred că am făcut... Quake Pro, mă gândea că l-am mai mic și de aia nu merge bine, nu contează asta. Hai că ce luăm și punem, practic. Hai că spargem tot pământ. Ok, o bucățică de pământ mai puteam sparge. Are you kidding me? Nu mă gândea chiar la asta. Ok, nu contează, hai că ne-am făcut și pe aici o rampă de ieșire. Nu contează, dă-l încolo, lasă-l pe ăla acolo. O să mergem și să, până în mine, probabil. Nu știu de cât timp o să fie episodul ăsta, dar e ok oricum. Asta e că nu aici. Unde mergeam? A, da, mergeam să fac lopata nouă. Iar mi-a apărut lopata care iar o merge, fraților. Are Tudor idei o grămadă. Am putea să ne pierdem o grămadă de XP refăcând-o. Ok, hai să încercăm. Pac și pac. Okay. Eficiență 5 și indestructibil 3. Costul farmecului 5. Băi, perfect. Nu-i mult, adică... Ne ajută mult. Asta, așa se face ca să... Se poate și cu sabie de diamond și cu ăsta. Așa l-am reparat trină cu păsări de diamond. Am băgat câteva diamonduri. Câte mai am? Mai aveam două diamonduri. Plus că n-avea nici damage mare. Dar am să repar, că de ce nu? Uite, mă, ce bun. Ăsta mai luase foc înainte și de aia. Bun. Hai că ne mai facem noi XP, că mai merg la minat. Am o grămadă de chestii pe acolo. Prin chesturi. Ok, stai să mai... Bun. Ok, hai să luăm așa, oh my god, oh my god, cum sparge asta. Nu contează că spargem un bloc în plus sau în minus, ok. Nu contează că spargem mai mult sau mai puțin, adică contează că spargem mai mult, dar o să umplem noi, că avem noi. Nino v-am arătat chestul ăla, chiar dacă chiar am trecut pe acolo. Însă nu contează, o să vi-l arăt de acum înainte, că mai este timp din videoclipul ăsta. Și o să apară de acum înainte, chiar o să apară două clipuri pe zi, numai, am terminat cu Aboreal, hai că deja am dă damage, că n-am water breathing pe... Nu, am water breathing pe cască, dacă aș fi avut mi-ar merge bine, adică mi-ar merge bine, mi-ar, nu mi-aș mai lua damage sub apă, decât foarte puțin. Ok.
Bun, hai frate, sparge repede. Adică și așa asta sparge destul de repede, adică nu știu. Hai să mergem aici și să spargă și mai repede. Cred că sparge mult mai repede, nu sigur. Hai să mergem să luăm sand de pe aici. Se fac repede bucățile de sand, mai ales și nu numai sand luăm, că luăm și dirt, care nu ne prea ajută, dar e ok oricum, nu contează. Punem aici așa și spargem noi așa frumușel ca să se spargă repede. Bă, am spart și bucata de sub mine. Încercăm să nu mai repetăm greșeala, spargem ușor. Mai controlat de data aceasta. Ok. Nu știu, chiar nu știu, lăsați-mi și ceva teme de discuții în comentarii, ce ați vrea voi să discutăm. Ok, acum că mi-a tot venit vorba de discuții, nu știu dacă ce o să... Adică nu are legătură cu discuțiile astea, cu ce să discutăm noi în videoclipuri, dar pe canalul meu nu o să fac niciodată promovare la nimeni pentru bani. Sau așa cum fac YouTube-uri mai mari la 20 de euro, nu o să fac niciodată, pentru că, sincer să fiu, nu o să fac promovare pe bani în primul rând și nu o să fac promovare în general, pentru că o să fac promovare pe gratis dacă tot fac și o să fac doar la oamenii care merită, gen nu accept ca un străin să-mi dea bani și eu să-i fac promovare, nu că ar fi ceva rău, că nu zic că e ceva rău, dar nu accept pur și simplu. Nu sunt obișnuit, adică nu că nu sunt obișnuit, dar îmi place chestia asta, nu mi se pare ceva ok. Hai că mi-am luat de aici ceva și iar ne luăm damage. O să dureze ceva ăsta, nu o să fac off-camera pentru că chiar nu mai am ce face. Ați uitat să-mi scrieți în comentarii ce să fac, așa că chiar nu mai am ce face la seria asta. Așa că, da. Nu o să mai fac off-camera aproape nimica. Pentru că numai chestia asta, cred că podeaua asta care e atât de enervantă să o faci în episod, o să fac off-camera. S-au dus entitățile, bă, să vezi. Ok, nu mai avem nicio entitate pe aici. Am aici în spart, eu să-mi iau chestii de acum, nu mă ajută cu nimic, în fine, nu contează. Hai că vă arăt eu chestul ăsta în care... Bă, mai aveam aici. Uite, aici am spart o grămadă de nisip. Nisip și piatra. Piatra de sandstone incest acolo. Care le-am spart de acolo. Nu știu dacă se vede, că n-am atâtea ceancuri. Le-am spart de pe acolo. Și... Bă, o să vă arăt mai încolo. Mai am acolo un chest care e plin cu sandstone. Mă pregăteam să fac acolo. În acest episod inițial vreau să fac o piramidă, dar am zis că mai bine fac aici chestia asta ca să arate bine în fața casei, după aia alte chestii. Ok. Hai că nu o să iei nu știu cât chestia asta, dar așa, dacă vrei să arate bine, trebuie să și depui multă muncă, că dacă nu, o să iasă nașpa și sincer spui, nu vreau să iasă nașpa, că e lumea mea până la urmă. O să bag lumea la download când ajunge la 20 de episoade, chiar dacă cred că am trecut de 20 de episoade. Ok, îmi iau a damage de la respirație. Chiar încă am trecut deja de 20 de episoade, nu știu din cât, din 20 în 20 de episoade. Cred că ar fi prea multe din 20 în 20 de episoade, pentru că n-apucăm să facem absolut nimic în 20 de episoade, așa că, nu știu. Tipul ăla dacă dă prin apă în mine, are hack. Exact ce ziceam, are hack. Ba nu, mă. Ok. Nu contează, mă, că nu se mai gata atât de rapid. Uite, mă, și taci de aici, că devin la tine. Zbag două, iar odată în mine. Hai că repară măcar asta în acest episod. Ok, iar fac episod de 50 de minute și îmi spuneți că split history. Plus că asta aș fi putut să fac și off-camera, dar nu are niciun rost să fac off-camera, că nu mă ajută la nimic off-camera-ul. Off-camera mă ajută la ceva dacă vreau să-mi strâng un target, gen azi mine 10 diamante sau 10... nu știu, chestii. Mai, oh my god, n-am făcut nu știu ce în acest videoclip. Măcar am început, ok, mă duc să-l bat pe tipul ăla care mă enervează. Mă rog, nu-i tipul, e un skeleton. Okay, ce faci, boss? Păi acum nu mai poți da în mine, că sunt eu aici, bun. Așa, cam asta o să fie plaja imediat. Hai să ne mai luăm, că cu scopul ăsta am venit. Mai facem eu ceva pe acolo și o să gata asta off camera, vă promit eu. Aveți încredere în mine, o să fac o femeie și o să fac frumos și pe margine. Ok, pac, 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 hai că nu o să gata chiar atât de rapid acum. Ok, nu înțeleg. Hai că nu mai avem un și imediat gătăm, să zicem, că mai avem de fapt foarte mult. Însă nu e bine să ne plângem de că avem foarte mult de lucru, că nu ne ajută la absolut nimica. No, bun, bă, fraților, cam atât a fost și ca acest episod. Nu uitați să vă abonați dacă mai vreți să continui
activitatea pe canalul ăsta. Nu uitați să dați share, să vedeți prietenii voștri, adică share înseamnă distribuie și o să vedeți prietenii voștri că voi uitați la mine și o să vadă mai mulți prieteni de-a voștri. Nu uitați să dați like dacă vreți să continuăm seria, scrieți-mi în comentarii ce ați mai vrea voi să facem în seria asta. Nu uitați să dați subscribe, să apăsați butonul la mare și roșu de subscribe pentru că nu e ilegal și puteți să o faceți. Dacă cumva sunteți noi pe canal, abonați-vă și noi ne vedem la episodul următor. Pa, pa!